Doamne ajută-ne, bine ne regăsim. 21 noiembrie 2023, știu că este ziua artistei mele islandeze preferate, Björk. La mulți ani, fă. 29.84 este cota totală pentru ziurica de azi. Un bilet format a nu știu câta oară din 8 evenimente, cu primul începând pe seară la 21. Coroana e acolo, gata, am rezolvat căcatul. Suntem din nou în formulă completă în materie de dinți, la mine în gură. Ferească Domnul! Primul meci începe diseară la 21, deci aveți destulă vreme să vă notați acest bilet cu, din nou, 8 meciuri. Like la acest video mă ajută foarte mult, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă și cel mai de vază și importanță, veniți cu mine, cu noi, pe grupul meu privat de WhatsApp, dacă vă interesează să jucați împreună acolo cu noi acest pachet de 6 bilete al meu oferit zilnic, bazat pe statistica mea, din care ne alegem cu 2-3 câștiguri pe lună. Ne-am ales luna asta cu deja un câștig pe biletul cheia, cotă 42 verde câștigătoare mai devreme în acest noiembrie. Poate mai avem șansa să agățăm 1-2 câștiguri până se termină această extraordinară lună. 29.84, cotă totală. Luați un pixuleț, un creionaș și haideți să notăm repejor. Anglia, EFL Trophy. Mergem în, cred că, sud, să adunăm de acolo mare tăvăleală între Charlton Athletic și Sutton, da? Sutton United. E un meci în care sperăm să fie o victorie de gazde, unul solist pentru Charlton Athletic. Continuăm biletul cu un amical internațional între Irlanda și Noua Zeelandă. Mai punem și aici un mare unul solist, o victorie de gazde pentru Irlanda. Continuăm cu 3 meciuri de calificări Euro 2024. Se întâlnesc așa: Țara Galilor cu Turcia, ambele echipe marchează, vrem din tot sufletul. Pe urmă, Croația au duel cu Armenia, peste 2,5, cel puțin 3 goluri înscrise în tot meciul. Și în fine, Andorra au luptă cu Israel și selectăm un 2 solis, victorie pentru astăzi, victorie pentru Israel. Biletul se continuă cu 2 meciuri din Anglia amatori, National League. Mai întâi unul din National League și apoi următorul este din Northern Premier League, Premier Division. Amatori și colo și colo, mai întâi mergem la Anglia amatori, National League North, da? Liga Națională de Nord a amatorilor englezi, englezească. Avem acolo ciocnire dură între Alfreton Town, Alfreton, da? Și Chester. 1x șansă dublă pentru gazde. Câștigă Alfreton Town sau se termină totul într-o mare egalitate. Pe urmă, tot amatori în Anglia, Northern Premier League, Premier Division. Ne uităm acolo la Macclesfield versus Atherton Collieries. Atherton Collieries, colierele din Atherton. Poate că da. Nu ne concentrăm pe oaspeți, însă mergem pe unul solist, victorie de gazde pentru Macclesfield în acest meci din Northern, mi se plimbă limba în gură și încă totuși doare limba cu aftele acolo, Northern Premier League, Premier Division, Anglia amatori. Macclesfield, unul solist. Dacă vreți să veniți pe grupul meu privat de WhatsApp, unde jucăm 6 bilete zi de zi, faceți bine și scrieți-mi pe WhatsApp la 0745 70 80 08. Stăm de vorbă despre toate detaliile, despre grup și despre bilete acolo pe WhatsApp. Închidem tot în Anglia, National League, aia marea, ăla marili, National League, aia marea, Woking, se vor ciocni cu Chesterfield. Și punem pe bilet 2 solist, victorie de oaspeți, sperăm să câștige Chesterfield, în tăvăleala asta cu cei de la Woking, care sunt acasă. Chesterfield, 2 solist. Așa am croit o cotă de 29.84. Vă urez tot succesul de pe lume cu acest bilet și vă dau întâlnire la o nouă încercare, poate și mâine.
Eu mi-aș dori să revin la varianta pup sus aici pe canal. Poate se va putea în viitor. Vom vedea ce ne rezervă destinul. O zi superbă de, cred că, marți. Ne revedem. Pa, pa!